Știi și tu ce știe șervețelul Carolino? Sunt Carolino, cred că deja mă știi. Și azi o să vorbesc despre copii care, în loc să deseneze pe asfalt cu cretă sau să iasă în parc pe bicicletă, preferă să se joace pe telefon sau pe tabletă. Așa e și Răzvan. E cel mai mare fan al lumii virtuale și jale dacă mama îl oprește, căci fără ele, Răzvanel se plictisește. Dar să vă spună șervețel ceva ciudat. Să te plictisești poate fi minunat, căci, hei, doar atunci îți pot veni idei. Atunci când n-ai ce face, încep să inventezi, să-ți imaginezi și să creezi. Așa că, mami, dacă vrei creativitate, redui timpul de joacă pe computer la jumate. Și chiar dacă se va plictisi, cu creativitatea lui te va uimi. Ne vedem data viitoare cu alte lucruri uimitoare. Acum știi și tu ce știe șervețelul Carolino.